Urmare filozof român a pus lucrurile în ordine, în ordinea lor firească, și a afirmat că Eminescu reprezintă poporul român de legitimare de ordin divin. Eu, pe bună această afirmație, cred că un premiu care poartă numele lui este de natură să înfioare pe oricine, pe mine, cu siguranță. Se cuvine să le mulțumesc președintelui jurului, domnului Nicolae Manolescu, și membrilor jurului, care au votat pentru mine. La fel, se cuvine să le mulțumesc membrilor jurului, care au votat pentru altcineva. În principiu, într-o contabilitate omenească, și unii și alții au dreptate. Eu nu pot decât să mă mir, cam stingerită, că talentul balanței s-a înclinat de data asta în favoarea mea. Îl salut afectuos pe Gelu Dorian, colegul meu de generație, care a înființat premiul, și recunosc cinstit că încăpăținarea lui a fost mai mare decât a mea. Îl salut respectuos pe domnul primar și pe doamnele și domnii consilieri ai orașului Botoșani. Distinse doamne, distinși domni, va veni luna iunie, când voi veni la Botoșani și, asta da, voi păși pe pământul unde s-a născut. Vă mulțumesc!